E toamnă, e timpul recoltei. În jur de 40 de producători locali din Maramureș își vor aduce traista plină cu bunătăți pentru a sărbători ziua recoltei duminică 4 octombrie. Recolta toamnei va fi expusă în cadrul unui târg de produse tradiționale în zona Parcului Central din Sighet, începând cu ora 12. Evenimentul se anunță unul cu multe surprize pentru participanți. Platforma producătorilor locali, producători maramureșeni Traista cu bunătăți, care a luat naștere la inițiativa Adrianei Curmei, a ajuns la momentul în care trebuie să se bucure de recolta de toamnă. Ne-am gândit pentru acești producători și pentru noi, ca să nu fim egoiști, să facem ziua recoltei în 4 octombrie, începând cu orele 12 până în cursul orei 18-19, funcție de Sigheteni. O să fie un târg al toamnei, a bogăției și a bunătăților dăruite de Dumnezeu. Toți producătorii care vor fi prezent sunt și pe lângă mici artizani și meșteri populari, o să avem din toate tipurile de produse, lactate, produse agricole, fructe, legume, produse preparate din carne, produse apicole, murături, dulcețuri, siropuri, absolut tot ce un țăran poate să producă în casă, în gospodărie, pentru cămara toamnei. Peste 70 de producători au fost invitați la eveniment, dar din cauza restricțiilor impuse de pandemie, doar 40 vor putea fi prezenți în cadrul târgului. Vor participa și 12 meșteri populari. Am înțeles că ați pregătit și câteva surprize pentru cei care vor participa? Da, ne-am găsit, fiind prima ediție și o ediție pilot, să venim în orașul nostru să renaștem exact zona unde a fost Interbelic piață, unde se desfășurau târgurile în mijlocul orașului. Am venit cu surprize, cu concursuri, cu concursul de degustare, cu concursuri pentru fiecare producător, cine își va amenaja cel mai frumos standul, cine va veni cu produsele cele mai ingenioase, cine o să poată să ne cucerească vizual cu privirea și pe urmă cu gustul. Și mai ales o să avem fanfara municipală din Baia Mare, care o să ne încânte într-un concert începând cu ora 14. Evenimentul se va petrece respectând normele igienico-sanitare în vigoare pentru a preveni răspândirea coronavirusului.